Potrivit Institutului Național pentru Sănătate Publică, numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 171. Ultimele cazuri au fost înregistrate în județele Cluj și Hunedoara. Este vorba de o femeie de 51 de ani și un bărbat de 57 de ani, care aveau și alte probleme medicale și nu erau vaccinați, precum și de un alt bărbat de 45 de ani, care nu suferea de nicio boală, însă nu se vaccinase antigripal. Din totalul victimelor, 12 sunt din Constanța. Gripa se poate transmite foarte ușor de la o persoană la alta, fie prin tuse sau strănut, fie prin atingerea suprafețelor sau obiectelor contaminate cu virusuri gripale. Medicii recomandă prezentarea la specialist la primele semne de boală și evitarea automedicației.